văzut ce se întâmplă în America. Există un caz, Hunter Biden, sunt convins că știți foarte bine, pare cumva intangibil, adică indiferent de dovezile care i s-au adus lui Hunter Biden, de fapt toată nebunia asta mediatică existentă, vă aduceți aminte foarte bine și a trebuit să le spunem celor care ne urmăresc, că la un moment dat fost șef de servicii secrete din America au făcut o scrisoare comună în care spuneau că nu există dosarul, că nu există laptopul și așa mai departe. Uite că realitatea ne-a arătat că există. Ce credeți că se întâmplă și unde a ajuns America dacă încearcă să cumva să mușamalizeze un caz cum este cazul Hunter Biden, doamna PPD? Ceea ce se întâmplă în Statele Unite este evident foarte prost, pentru că avem nevoie de Statele Unite, care conduce alianța cea mai importantă în care ne aflăm, să rămână o țară capabilă să exercite acest leadership. Și ce vedem este că Statele Unite sunt ceva mai aproape de România, în loc să fie invers, în loc să fie evoluat noi, vedem acolo dovezi care sunt clare, dovezi de influență politică, dovezi de tratament preferențial, acuze reciproce de influență politică și tratament preferențial, care, sincer să vă spun, după părerea mea, sunt adevărate de ambele părți. Asta este partea deprimantă. Toți cei care spun că nu e în regulă au perfectă dreptate, nu e în regulă. Hunter Biden și cazul lui de corupție, pentru care nu e judecat, el este judecat pentru niște chestii minore. În realitate este vorba de ceea ce numim noi undue influence, influență necuvenită, și care într-o țară ca România ar fi mult, mult mai repede condamnat. În timp ce acolo el nici măcar nu se discută despre asta, sunt discutate numai niște lucruri procedurale. Iar noi știm foarte bine toată povestea, pentru că e legată de puiul Popoviciu, de firma asta de avocatură care îi apărea și pe ucraineni și pe români și care de altfel era condusă de un fost director al FBI. Da? Deci, practic, oameni care au poziții politice, care își fac firme, fiindcă au legături, fiindcă au contact, recrutează în firme pe rude ale oamenilor politici, după aceea ce fac? Fac trafic de influență, asta fac, da? Dar nu pot să spui și pe urmă să spune, vai, nu sunt dovezi, ce dovezi? Deci traficul de influență e pe față, le obții întâlniri, sunt e-mail-uri în care spui, eu te introduc la tata, ce să mai discutăm, da? Și de altfel, din nou, eu nu vreau să văd pe nimeni în închisoare. Cheful de a vedea pe cineva în închisoare mi-a trecut de foarte multă vreme de când s-am pușcat. De acord, la fel și sunt și eu, nu, dar acolo sunt dovezi foarte clare. Sunt numele, conturile în care s-au virat banii și așa mai departe. Adică sunt lucruri foarte clare, iar acuzația de acum pentru Hunter Biden este port ilegal de armă. Exact. Deci imaginați-vă la noi să se descopere că o întreagă familie și cumnata și soacra și nu știu ce au bani în conturi puse de aceste companii ucrainene sau chineze. Deci s-ar termina cu oamenii aia, da? Deci la noi ar începe imediat urmărirea judiciară, nu s-ar mai pune problema. Nu e urmărit absolut nimeni. E mare lucru că presa publică, pentru că acum 2 ani presa nu publica. În timpul alegerilor, presa, ziarele pe care le respectăm noi, Washington Post și New York Times, nu publicau nimic. Acum lucrurile astea sunt publicate de către toată lumea. Dar, din păcate, iarăși avem alegeri, da? Iarăși avem alegeri și alternativa iarăși e mult mai rea decât domnul Biden este domnul Trump. El însuși judecat în cazuri în care unele dintre ele te întrebi, altcineva ar fi fost judecat? Nu. Eu am fost constant critică față de domnul Trump, dar cu toate astea sunt lucruri cu care nu sunt de acord în ce se întâmplă acum. Pentru că e clar în unele din cazurile astea că este o încercare de a opri avansul lui electoral și într-adevăr victoria lui ar fi catastrofală, de a opri avansul lui electoral pe care judiciară. Pe scurt, lucruri pe care noi le criticăm la noi, acum le vedem pe față că se petrec într-o țară care este stat de drept și model pentru noi toți. Și singurul lucru de zis este că ce-ar fi de sperat ar fi ca ceea ce a spus Mitt Romney, un politician republican care nu a câștigat alegerile când a candidat, este că americanii ar trebui să-și caute alți candidați și că ambii candidați, care sunt și în vârstă și cu probleme de integritate amândoi, să facă un pas în spate. Dacă nu fac, ceea ce e foarte plauzibil că nu fac, deși eu nu cred că este cineva intangibil, eu cred că o să vedem dezvoltări din ce în ce mai accelerate în ambele părți. Și mă tem că ce se va întâmpla este că Biden și Trump vor face acest pas în spate foarte târziu în dinamica alegerilor, în loc să-l facă acum și să permită altor candidați, fiindcă sunt candidați mai buni, hai să fiți serioși, America e mare. Ce se întâmplă este că acest lucru ne privează de leadership în chestiunea Ucrainei, în chestiunea, deci Ursula von der Leyen este o președinte europeană foarte pro-americană, mult mai pro-americană decât predecesorii ei, ea și ea cu adevărat lumina de la Washington, dar trebuie să aibă de la cine să-și ia lumina, trebuie ca Washingtonul să funcționeze, nu să fie prins în bătălie. Și nemții nu și-au lumina tot de la Washington, că a stat atâția ani în Germania.
Parcă mai mult ca niciodată, pe vremea lui Merkel, nu te gândeai vreodată că Merkel poate să aibă nu o poziție pro-americană, să nu fie Merkel, să nu reprezinte Germania, nu? Întreb, asta e părerea mea, poate aveți altă părere. Eu am o părere excelentă despre Angela Merkel și cred că nu eram în încurcătura în care suntem acum cu Ucraina, dacă rămânea ea, dar niciun om nu poate să stea etern, asta e situația. Nu, Olaf Scholz nu și-a luminat de la Washington. A fost forțat de situație și a fost forțat de atitudinea opiniei publice, că în țările democratice atitudinea opiniei publice contează foarte mult. El a declarat crește bugetul pentru apărare când au ieșit brusc milioane de oameni în stradă. Da? Acum milioanele alea de oameni când au văzut facturile la energie, nu știu cât de războinici cum sunt, dar atitudinea în Germania s-a schimbat și lumea s-a supărat pe colaboraționismul care era foarte tolerant, nu deranja pe nimeni ce făcea Schröder, Gazprom, nu știu ce, nu se vorbea despre asta. Acum e o intoleranță mult mai mare și de asta fac ei ce fac, în primul rând, nu mai din cauza americanelor. Dar, din mult spun, da, Europa fiind împărțită și având o generație de lideri foarte slabă, foarte slabă și vulnerabilă, da, și având alegeri europene la anul care vor schimba foarte mult, ar fi important pentru noi America să fie un stâlp solid și echilibrat ca să ne putem uita la ei pentru leadership. Păi dar nu are timp, exact ce spuneați dumneavoastră, dacă lucrurile vor continua ca până acum, e foarte greu ca America să fie stâlpul, un stâlp democratic, să spunem, în sensul cel mai bun al cuvântului. Și inclusiv evoluția conflictului din Ucraina va depinde foarte mult de ce se întâmplă în alegerile americane și nu se va tranșa nimic până nu se tranșează alegerile americane. Exact. Și mai e până atunci mai bine de un an de zile.